Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem a treia oară în Târgoviște. De ce? Pentru că de fiecare dată găsim lucruri noi, dar și oameni interesanți. Suntem cu Nina, care e acolo în spate, și cu un ghid local, care are și altă profesie, dar deocamdată ne oprim la ghid local. Angie, bună, Angie! Bună! Bine ați venit la Târgoviște! Bine te-am regăsit! De fapt, bine te-am găsit și bine am regăsit Târgoviștea de atâtea ori. Cam ce facem astăzi? Pe unde ne plimbăm? Păi astăzi m-am gândit să luăm Târgoviștea la pas. Perfect! Fiind așa o zi frumoasă de toamnă, chiar prima de octombrie ați fost norocoși, pentru că de mâine se cam schimbă vremea. Și așa că am zis să o luăm de aici, dintr-un punct central de referință sau chiar punct cardinal, am putea să spunem, că ne orientăm deseori după gară. Ok. Așa, și să începem cu istoria ei, cu povestea ei, cu filmele ei. Deci s-au făcut și două filme. S-au făcut două filme istorice, nu în totalitate, scene din filme istorice. Așa. Cadre din filme istorice. Gara s-a construit în Târgoviște din necesitatea de a face legătura dintre București și Pietroșița. Pietroșița fiind un centru, un producător de piatră, renumita piatră de Pietroșița. Da. Și pentru că trebuia să se ajungă și acolo, nodul între Pietroșița și București ar fi fost Târgoviștea. La 1884, în ianuarie, este dată în folosință prima gară din Târgoviște, cu mare emoție, cu mare fast pentru târgovișteni. Da, da, da. Au fost inaugurată această gară. Imediat după ce s-a inaugurat gara, s-au amenajat și spațiile de lângă gară, cu prăvălii. Interesant este că după construirea gării s-a luat iarăși în calcul și necesitatea de a face legătura dintre gara Târgoviște și centrul din Târgoviște. Okay. Și s-a pus în practică, s-au pus în lucrări studii pentru construirea unui bulevard. Adică să zicem că e cel din fața gării, cel nu? Din fața gării, da. Da. Și atunci când a fost construit bulevardul, gara, s-a constatat că nu era pe axul principal al bulevardului. Aha, okay. Și a fost refăcută în 1907, a fost refăcută gara exact așa, ca să vină în aliniat. Adică mijlocul, da, centrul gării să fie cu centrul bulevardului. Să meargă exact, să vadă exact din centru, pentru că acolo unde vedem noi acum niște blocuri, în spatele lor, este primăria, practic acolo este, pulsează inima orașului. Am înțeles. în primărie. Și această gară este construită din cărămidă roșie, după cum vedem, ea fiind declarată monument istoric mai târziu. Este totuși o clădire emblematică pentru Târgoviște. Oricine o vede, indiferent de unde ar veni și ar intra în Târgoviște. Gării se adaugă mai târziu, pe la 1925 de data asta, o copertină pe grinzi din grilaj, care astăzi acoperă peronul din spatele gării. Ok. Ce este interesant și ce îmi place mie cel mai mult, că odată ce am avut gara și Târgoviștea s-a dezvoltat, pentru că negustorii, comercianții din București aveau accesul mult mai facil spre noi. Ei, și venind ei în gară și drumul fiind destul de lung, v-am spus că se ia în calcul construirea unui bulevard. La început bulevardul a fost măsurat și ar fi zis să aibă vreo 975 de metri. S-a considerat că ar fi cam scump construirea acestui bulevard și se renunță la vreo 10 ani distanță să reiau aceste discuții și la încă 2 ani distanță se construiește practic bulevardul. Bulevard care la ora actuală are 1140 de metri și 22 de metri lățime. Okay. Da. Au fost, bineînțeles, expropriate câteva proprietăți pentru a putea fi construit și pentru a avea lățimea care trebuie. Și v-am spus, ceea ce îmi place mie de fapt cel mai mult este că odată cu gara s-a înființat un serviciu de transport gară-centru, serviciu în stil taxi cu șareta sau trăsura.
Foarte drăguț. Da, 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 la Bulevard Birger eram. Da. Cum și se chiar numește Bulevardul acum? Bulevardul s-a numit Al Gării. Da. Că era normal, okay, pentru că făcea legătura asta. După care s-a numit Al Castanilor și aici are o poveste interesantă. Pentru că încă de la început, pe bulevard au fost plantați 359 de castani sălbatici, castani care și astăzi sunt în picioare, da, de-aia s-a numit Al Castanilor, iar în prezent poartă numele de Bulevardul Carol I. Ok. Da. Acești castani, v-a spus că încă sunt prezenți și astăzi. Atunci când s-a construit bulevardul, s-a construit și trotuarele. Trotuarele care erau cu bolduri din piatră de pietroșiță cioplită, iar pe trotuare era turnat un covor de nisip pentru fiecare om. Au fost așezate de pe stânga pe dreapta 25 de bănci și au fost, bineînțeles, a fost și iluminat. Și au fost montate 60 de felinare de tinichea pe stâlpi de fontă, care mult timp au rezistat până la iluminatul public, mult mai târziu. Da, foarte frumos și dacă atunci era un loc de promenadă pentru tineri, ce să vezi, și astăzi este același loc de plimbare, de îndrăgostel, de așezat pe bancă și spus o poveste. Da. Mergem să-l și vedem. Mergem să-l și vedem, mai ales că aveți niște clădiri frumoase. Da, da. Dar mergem acum acolo. Casele, poți să mai spun ceva? Da, da, da. Casele de pe bulevard sunt case de secol 19-20, nu chiar toate, că s-au mai construit și altele. Iar aceste case sunt declarate și ele monument istoric și chiar o să vedem câteva dintre ele, da, care încă sunt încă în picioare. Pas pe bulevard, dăm de școala de ofițeri de cavalerie. Cum era cunoscută. Actualmente, unii spun Muzeul Comunismului. El oficial se cheamă Muzeul unei metamorfozei, unei amintiri. Are mai multe denumiri, da, așa, da, o chestie de, deci, genul. Deci, noi îi spunem școala de cavalerie. Okay. Bătrânii o cunosc ca unitatea militară, okay, de exemplu. Okay. Fiecare, dar eu vreau să vă spun astăzi mai mult povestea școlii de cavalerie, de ofițeri de cavalerie. Înainte de asta, să mai spunem că aici au fost reținuți cuplul Ceaușescu, și-au petrecut ultimele 4 zile, 3 nopți. Exact, 4 zile, 3 nopți și aici au fost și executați undeva în spate. Avem un material, dați-mă în spate, avem un material, să punem un link cu muzeul la interior și cu o poveste mai amplă. Acum, da, noi vorbim de prima școală de cavalerie, de ofițeri, de ofițeri de cavalerie, haideți că am luat-o eu pe invers, care începe să fie construită la 1907. Piatra de temelie a pus-o chiar viitorul rege, principele Ferdinand I. El și generalul Alexandru Averescu au venit atunci. La 1910 școala este dată în funcțiune și se alocă pentru această școală cam 103 hectare de pământ, adică cam tot ce vedem noi așa în spate. Deci foarte mult, da. Foarte mult, pentru că fiind o școală de cavalerie, bineînțeles că avem nevoie de spațiu. Pe frontispiciul acolo scrie că ofițerul de cavalerie trebuie să fie călăreț și cavaler, adică întâi călăreț și după aceea cavaler trebuie să fim. Școala avea ca și spațiu înăuntru de la biroul comandantului sau directorul școlii sau cum îi spuneau ei atunci șeful. Sălile de clasă erau dormitoarele elevilor în prima asta clădire.
chiar și un casino al ofițerilor, unde se spune că s-ar fi jucat brigi, șah, adică alt gen de jocuri se jucau atunci. În spatele, undeva în spate, ar fi fost clădirea statului major. Da. Bineînțeles că undeva în lateral erau, având în vedere specificul școlii, erau clădiri gen infirmerie pentru cai, podcovărie sau chiar și depozite pentru furaje. Aveam un hipodrom de 25 de hectare, pentru că pentru asta a fost dat în folosință, un teren de antrenament și alergături. Aveați sau nu mai aveți? Sau era, cum e? Ce era, cu hipodromul? Păi era atunci, era în perioada școlii, da, acum nu mai este. Acum nu mai, okay, nu mai este. Nu mai este încă de atunci, de când au mutat școala, da. V-am spus că în spate acolo, pe lângă astea care erau destinate animalelor, erau, bineînțeles, și clădiri care erau destinate pentru noi, pentru ceilalți elevi, adică bucătăria, sala de mese, spălătoria, băile, cam așa erau clădirile din spate. Dintre cei care au absolvit această școală, îl menționăm pe mareșalul Ioan Antonescu, toată lumea știe. Avem campioni naționali, campioni mondiali sau chiar vicecampioni olimpici în sporturile cu acest animal nobil. Henry Rang sau Felix Sopescu sunt printre cei menționați. Școala își încheie activitatea aici la Târgoviște pe la 1948, când este mutată către Sibiu. Și de atunci devine o unitate militară această clădire. Bineînțeles că nu o uităm, exact cum ai menționat și tu, iar devine centrul nervos al Revoluției de la 1989, când aici sunt aduși soții Ceaușescu. Și dacă vrei, eu pot să-ți mai spun despre soții Ceaușescu ce s-a întâmplat cu ei. Au fost aduși exact... Povestea spune, nu este nimic confirmat, dar gura târgului spune că ar fi venit de la București și undeva prin comuna Bucșani, adică în satul Rățoaia, ar avea o vilă, adică vilă care este în mijlocul pădurii, aparținând de ocolul silvic Bucșani. Unii ar spune că a rătăcit drumul, nu a mai ajuns pe acolo, pentru că ei trebuiau să treacă prin podeț o apă și nu au mai prins drumul ăla. Și uite așa. Deci asta după ce au coborât din elicopter. Din elicopter, da, așa spune. Au vrut să ducă încolo. Acolo, okay, unde este o vilă în mijlocul pădurii. Da. El a venit de câteva ori la vânătoare acolo în la vila aia, deși am înțeles că în multe vile nici nu a ajuns de prea multe ori sau chiar deloc. Da. Dar acolo chiar a sosit, el a rătăcit drumul și după aceea a fost prins pe aici, pe undeva, pe lângă Târgoviște și a dus la Târgoviște. Exact cum am spus, a stat 3 nopți, 4 zile în această clădire, unde a fost judecat, a avut dreptul la doi avocați care mai mult l-au condamnat decât l-au apărat. Asta am văzut cu toții. Știm procesul. Da, procesul ăsta. Verdictul s-a dat destul de repede și s-a pus în aplicare și mai repede decât trebuia. Probabil din entuziasmul și neștiința a unora și din dorința de a scăpa de el a altora. Da, așa este. Da. Și e o pagină de istorie. Da, o pagină de istorie. Noi românii, în general, avem mania asta de a ne, omorâ sau de, de a ne pierde conducătorii în zile sfinte, în zile... în zile din astea importante. Mulți și-au dorit la vremea aia, neștiind ce va urma, mulți și-au dorit să scape de Ceaușescu. Oameni de rând vorbesc, nu neapărat. Da. Eu, copil fiind, în nu prea mă... 10 ani și-a luat mult hate, să zic așa, de la oameni din cauza foametei și, mă rog, vremurilor respective. Da. Dar asta e o altă discuție. Da, o discuție. Altă discuție în care nu intrăm. Locul unde au fost executații au fost dus și către zid acolo,
legați cu mâinile la spate, cum stau eu acum, hai să mă mai relaxez. Da, și la fel. Așa, am înțeles că au vrut să fie dorința sau ceea ce s-a decis a fost ca să fie omorât pe rând, numai că doamna a dorit să fie ucisă împreună cu soțul, da, dumneei, și asta i-a fost și ultima dorință îndeplinită, singura de altfel îndeplinită. Și bineînțeles că s-au desemnat 3 parașutiști ca să execute cuplul Ceaușescu. După câte se știe, unul s-a blocat de tot, unul a tras doar un glonț și abia un al treilea a reușit să tragă, da, acest... Trupurile dumnealor au fost transportate către București, iar acum își dorm somnul de veci în cimitirul Ghencea. Mm-hmm. Da. Cam atât despre clădire, okay, momentan. Să ne continuăm drumul. Ne continuăm. Mergem spre centru de data asta. Da, și suntem pe... Pe bulevard. Pe bulevardul cu Castan. Cei mai mulți dintre noi încă îl numesc Bulevardul Castanilor, pentru, da, că a fost atât de mult timp Bulevardul Castanilor. Generațiile noi, care învață că acesta este Bulevardul Carol I, chiar așa îl numesc. Castanilor. Carol I. Gata, ei, da? Noi, okay, ăștia alții care am trăit, okay, cu Castanilor îl, deci, numim. O să se piardă probabil. Probabil, în două, da, 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 da. Cum s-a pierdut și al Gării, că și denumirea, exact, aia a mers concomitent. Da, concomitent cu denumirea de Bulevardul Castanilor, așa o să se piardă și denumirea asta. Ok. Ne aflăm în incinta curții Mănăstirii Stelea. Așa. Mănăstirea Stelea se numește așa de la primul ctitor al acestei biserici, da, Spătarul Stelea. Noi ce o să vedem acum nu are legătură cu construcția Spătarului Stelea. Okay. Doar pentru faptul că această mănăstire a fost ridicată pe vechea construcție. Ok. Este Mănăstirea Stelea, i-a purtat numele, deși este ctitorie a domnului moldovean Vasile Lupu. Ne apropiem un pic. Pe care îl vedem aici și pe vedem gustul. Pe care îl vedem aici, da, fiecare, îl vedem istoria legată de ei doi, Vasile Lupu și Matei Basarab, domnind în același timp, Vasile Lupu în Moldova, Matei Basarab în Țara Românească. Din totdeauna Vasile Lupu și-a dorit tronul Țării Românești. Și pentru asta a fost într-un conflict în permanență, într-un conflict cu Matei Basarab. De fiecare dată cam și pierdea, mm-hmm, aceste lupte. Da, într-una din lupte se spune că Vasile Lupu și-a pierdut pe câmpul acestui conflict fiul. La sfatul Patriarhului Moldovei de atunci, Varlaam, pardon, este sfătuit să se împace cu Matei Basarab și are loc o împăcare, o împăcare temporară, îi spunem noi. Ea este mijlocită exact de Varlaam, dar și din partea Țării Românești, de către Udriște Năsturel. Udriște Năsturel, care era un cărturar și cumnata lui Matei Basarab. Și sunt sfătuiți ca fiecare dintre ei, în semn de împăcare, să-și construiască pe teritoriul țării respective o biserică. Așa. Așa, da. Și atunci Vasile Lupu vine și construiește la Târgoviște această mănăstire, iar Matei Basarab merge în Vrancea, la Soveja, și construiește acolo o mănăstire, mănăstirea de la Soveja. Vasile Lupu nu alege, întâmplător acest loc. Are mai multe motive. Unul ar fi prin faptul că el s-a născut și a petrecut o parte din anii tinereței aici, la Târgoviște.
Al doilea motiv ar fi acesta de împăcare cu domnul Muntean, iar un al treilea motiv și unul pentru care chiar alege locul ăsta este că tatăl lui, Vel Aga Nicolae Coci, a fost înmormântat chiar aici. Mormântul tatălui lui Vasile Luplu se află actualmente în pronaosul Mănăstirii Stelea. Ok, da. Vedem. Da, o să vedem, da, sigur. După cum vedeți, fiecare are în semnul stema țărilui. Băurul moldovenesc, da, și acvila muntenească. Da, acest băur o să-l găsim și ca dovadă în Pisania, ca dovadă a faptului că el este ctitorul mănăstirii, în Pisania de la intrarea în biserică. Împăcarea asta este una temporară, mm-hmm, pentru că la sfatul sau la îndemnul otomanilor, care îi spune că Matei Basaraba ar fi un nou Mihai Viteazu, este încurajat să mai poarte câteva bătălii, mm-hmm, cu el. Mm-hmm. Și astfel că la puțin timp după ce a ridicat biserica, nu foarte mult, nici 10 ani nu a durat această împăcare, vine și mai ține o luptă care are loc la undeva la Finta, și de data asta domnul moldovean este înfrânt ca de fiecare dată, dar își pierde și tronul. Ok. Și așa ia, da, și așa a luat sfârșit conflictul dintre cei doi. Da. Biserica, și vom merge acum să vedem biserica, este construită, cum vă spuneam, pe resturile unei alte biserici, Biserica Stelea, care era o biserică micuță. Da. Dar el nu a vrut să construiască ori și cum, a dărâmat-o pe aceea, okay, și să facă una mare, mare și frumoasă, motiv de a-și arăta el puterea și bogăția, că nu era demn de un așa domnitor. Probabil că domnitorii, în general, bisericile domnești sunt mult mai mari decât cele de curte. După cum ați văzut și peste drum, Geartoglu, care este o biserică de curte, de dimensiuni mai micuțe. Da. Da? Aceasta este o biserică mare, măreață, impunătoare. Ea, aici, în cadrul bisericii, mănăstirii, au fost găzduiți patriarhul Antiohiei Macarie și fiul său Paul de Alep. Paul de Alep, care și însemna întotdeauna, de la el avem cele mai multe scrieri și atestări ale locurilor. Și Paul de Alep scrie în însemnările sale că o biserică este așa mare, înaltă, frumoasă și împrejmuită cu ziduri de piatră. Da. Biserica este în arhitectură, seamănă, dar la proporții mult mai mici, cu Catedrala Sfinții Trei Erași din Iași, cu Mănăstirea Golia. Iar ceea ce vedem noi acolo, împletitura aia de a bisericii, este stilul moldovenesc. În zona noastră a Munteniei nu era specific acest stil de arhitectură. Da. Uite, poți să-l arăți. E acolo sus? E acolo, da, sus. Da. Biserica este incendiată în ceva ani. Oștile turco-tătare vin în Târgoviște, o prădează, o jefuiesc, o incendiază, dar destul de repede, în anul următor, se și apucă de repararea ei. Nu cred că a fost reparată în totalitate. O etapă de restaurare mai bună s-a făcut în vremea lui Constantin Brâncoveanu. Ceea ce eu am sesizat în Târgoviște, toate bisericile din Târgoviște întâlnesc două mari etape de restaurare. Matei Basarab și la aproximativ 100 de ani și Constantin Brâncoveanu. Da, Matei Basarab, din câte știu eu, este cel mai mare ctitor de biserice. A ctitorit cu una mai mult decât Ștefan cel Mare. Și bineînțeles și restaurator a alte câteva sute de biserici. Da. Da. Și o să mergem în biserică și o să vă
arăt acolo ce s-a restaurat. Pictura este interesantă în această biserică, ea fiind una minimalistă. Nu se știe exact dacă a fost vreodată terminată sau s-a avut intenția de a se termina această pictură. Respectă programul iconografic clasic al picturilor din biserică, iar restul este înfrumusețată cu ornamente florale de origine arabo-persană. S-ar spune că de multe ori biserica a scăpat de jefuitorii turci, de prada lor, de distrugerile lor, tocmai pentru că ei veneau și considerau biserica o moschee. Aceeași pictură, aceleași ornamente le regăsim, dar la nivel mult mai amplu și mult mai mare, mai în detaliu. La moscheea din Istanbul, construită de Bayezid al II-lea. Da. Da. Mormântul despre aici care, este. Da. Despre care vorbeam. Da. Este o biserică, exact cum v-am spus, mare, înaltă, spațioasă. În vremea lui Constantin Brâncoveanu îi se schimbă acoperișul, v-am spus, pictura, se aduce mobilierul nou. Fiind o biserică domnească, în cadrul ei există chiar atestări. În cadrul ei ar fi funcționat prima școală, Scola Greca et Latina, cu predare în limba latină, înființată de Udriște Năsturel. Aici, studiind Ion Heliade Rădulescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu, nu, invers, Nicolae Grigorescu. Așa. Deci, Nicolae Grigorescu. Da. A studiat aici. A funcționat chiar și o bolniță. Bolnița fiind un spital. Aha, dar okay. Așa mă numeau ei, de la boală, bolniță. A funcționat o tipografie aici, pentru că Udriște Năsturel, mare cărturar și iubitor de artă, la fel ca și cumnatul său, Matei Basarab, ei sporesc în timpul lor, cultura crește în țara românească și prin multele scrieri și prin multele tipărituri și tiparnițe, nu numai cărți tipărite. Deci tiparnița, școală de caligrafi a fost o școală de caligrafi a fost în cadrul acestei mănăstiri. O să mergem afară și o să vă povestesc despre turnul Clopotniță, da. Care este baza lui, este cea mai veche parte a acestui complex. Este de secol 15, chiar de la spătarul Stelea, da. Așa, iar partea de deasupra, și o să o și vedem, camera clopotelor, da. A fost adăugată la sfârșitul secolului 18, mai târziu decât. Okay. Și o să vă prezint și muzeul Nifon. Okay. Acesta este turnul de intrare, care este cea mai veche parte din complex, iar camera clopotelor a fost adăugată mai târziu, v-am spus, la sfârșitul secolului 18. Da. Tot în incinta mănăstirii Stelea, da. Avem și muzeul Nifon. Așa. Muzeul Nifon, care funcționează din anul 2004, da. Este construit tot pe o construcție destul de veche, veche. Tot de secol 15, uh-huh. Pe beciuri de secol 15. Este structurat în trei camere, da. Și el prezintă practic trei teme importante în legătura bisericii și a istoriei, din legătura asta dintre biserică și istoria țării românești. Da. Prima legătură ar fi legătura, prima temă este reprezentată de legătura dintre biserică și societatea omenească. A doua legătură o avem între biserică și statul, cum au colaborat și cum erau strâns legați. De asemenea, este prezentată și
cum biserica a promovat ideile noi și modelele în viață. Da. Pentru că totul se întâmpla în jurul bisericii, okay, la vremea aia. Așa bineînțeles, da, că avem exponate de cult, obiecte de cult cu specific al ortodoxiei muntene, în mod deosebit, că despre o biserică din Muntenia vorbim. Da. După un drum de vreo jumătate de oră din Târgoviște, plus în timpul ăsta un segment așa de vreo 3 km cu piatră, dar cât de cât bun, a fost bun drumul. Bun. Am ajuns la Zimbrărie. Pentru un drum forestier bun. Exact, da. Și am ajuns la Zimbrărie. La Zimbrăria Neagră. Neagră. Spune-ne ce găsim aici. Păi zimbri, dacă suntem în Zimbrărie. Corect, n-am cum să găsim altceva. Zimbri. Zimbri în primul rând, da, oameni primitori, da, pe lângă. Dar noi vorbim despre zimbri, da, și despre creșterea acestui animal. Zimbrăria Neagră a fost înființată în 1983, okay, având ca scop exact adaptarea zimbrului la zona asta de câmpie piemontală și dealuri mijlocii, că nu suntem prea înalți în dealuri. Ok. Da? Fiind al treilea centru de creștere a zimbrilor. Între timp s-au mai dezvoltat ceva centre. Sunt 4 centre, okay, de dezvoltare, adică 4 zimbrării, practic, 4 rezervații de zimbru. Ce este interesant la acest zimbri, pe noștri pe toți îi cheamă cu ro. Ok. Au nume, probabil începe că... Începe cu ro, nu? Cu ro, okay, da. Ro bocap, okay, ro chip, okay, Rotunda, okay, mai zi tu un nume, ia, Rococo, Ronaldo, Ronaldo, da, și Ronaldo, și pe Ronaldo la avem, fel, nu? Da, okay, da, da, okay, da. Trebuie să specificăm că zimbrii au fost pe cale de dispariție și da, asta a fost o oază de scăpare pentru, da, ei. Da, mă rog, la început au fost, la început au fost aduși 13 zimbri de pe la noi din țară și mai multe, da, exemplare din afară țării, pentru că a vrut să se vadă dacă ei reușesc să supraviețuiască în zona asta de câmpie. Și iată că a reușit. Și se pare că au reușit. Avem unul chiar aici. Avem. Uite, vin o să-l... Oricum, pe cadru am mai pus unele. E unul acolo. Se uită către noi, da, și... Zoom-o. Da, las, fără zoom, că se vede bine și așa. Da, și se scarpină. Și am mai găsit câțiva pe drum. Da. Ei trăiesc într-un mediu liber, am putea spune. Au 164 de hectare de pădure. Oho. Da, da, da. Dar mulți rămân și pe aici, pe lângă casă. Așa. Adică aici, în locul aici, în care suntem, aici, da, suntem, da, da, într-un, da, observator aici... de la intrarea din acest parc. Da, rămân pe lângă casă și pentru că aici ei sunt hrăniți, pe lângă că se hrănesc natural în pădure, domnii îngrijitori au grijă să aibă și hrană suplimentară, da, și mai rămân și pe aici, pe lângă noi. Exact. Da. Să le zicem pontul, când ar fi bine să vină, când e ora aceea? Dacă vrei să vezi mai mulți... Mai mulți deodată, da, noi am văzut 3 așa la prima strigare. Da, 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 răsfirați ăștia 3, nu așa. Cel mai bine ar fi să venim între 10 și 11, 10 și jumătate, atunci îngrijitorii se ocupă de prepararea hranei, da, lor și ei cam știu, își aud morile și cam știu și se vin toți din pădure. Și atunci? Cam pe unde îi hrănesc? Cam pe unde e zona? Păi pe aici, asta este toată chiar zona. Aici. Uite așa, chiar da, avem chiar acolo șgheaburile, da, pe aici, prin toată zona. Da, uite să văd, da, șgheaburile acolo. Da. A, deci aici e un loc perfect de observare. Da, pentru o că, uite, oază de liniște, verdeață, aer curat, drumul nu e greu până aici și pe lângă, pentru iubitorii de animale, de zimbru, de animal sălbatic până la coadă, mai avem ceva interesant aici și o să, așa, mergem imediat,
o vilă de protocol a lui Ceaușescu, vila unde se spune că el ar fi dorit să ajungă atunci când a fugit la Revoluție din București. Se pare că nu a mai găsit drumul ăla, nu venea el prea des spre Rățoaia, deși a venit de câteva ori, bunicii mei îmi povesteau că a venit la partide de vânătoare de mistreți, știind faptul că... Se știe faptul că Ceaușescu era mare fan vânătoare, da, și de trofee. Pe cei din sat îi lua gonaci, cred că se numesc, să nu greșesc. Da. Adică cei care mânau vânatul spre pușcă, practic. Da. Asta era și o să mergem să vizităm și vila lui Ceaușescu, mergem care acum este un muzeu, avem ceva exponate de animale împăiate și mergem să descoperim ce s-a întâmplat acolo. Mergem. Tocmai a apărut un zimbru în cadru. Da, și uite, acolo este zona în care ei se hrănesc. Uite acolo. Și acolo. Da. Se duce la hrană. Bine. Păi el, după cum vedeți, au traseul stabilit, așa. Uite, urmele merg întotdeauna pe același traseu. Pe o parte se duc, pe partea cealaltă se întorc. Da. Și într-adevăr e foarte multă liniște. Aici vii și stai și te și relaxezi. Acum avem și o culoare frumoasă, mai multe culori frumoase ale pădurii, da, toamnă fiind. Bine. Păi, mergem spre vila de protocol. Să o descoperim așa încet. Și am ajuns la vila. La vila. La vila. Vila de protocol, da, al familiei Ceaușescu. Da. N-a fost ea vizitată de prea multe ori, dar de câteva ori tot a venit. S-ar spune așa, de vreo 3-4 ori, la okay, partide de vânătoare, pe timp de iarnă venea întotdeauna. Că atunci ieșeau mistreții în bătaia puștii. Da. Nu este o vilă așa cum credeau toți. Prafascoasă. Că... Da, 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 da. Este, are jos un living mare și o bucătărie utilată. Sus sunt dormitoarele, 4 din câte știu eu, cu o baie comună. Acum vila poate fi închiriată de, chiar și de noi. Da. Putem face un revelion sau o petrecere. Da. Da. Este, a rămas în administrarea ocolului silvic. Frumos la această vilă este mediul ăsta natural. Da. Unde avem, deci, practic, pădure în pădurii. De, da, de jur împrejur pădure, cât vezi cu ochii pădure. Umbră, liniște, aer cântat, curat, da, răcoare. Cântat de păsărele, da, și voie bună. Ce putem să avem? Da. Putem să mergem să o vedem. Hai ca să și arătăm omului, da, că Ceaușescu, deși avea de toate, nu era, era un om modest, se, da, spune, nu era chiar, mai degrabă doamna ar fi fost mai plină de ea și mai mândră, ca orice femeie. Da, 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 da. Să intrăm. Să intrăm. Un holuleț mic. Un holuleț, da, mic, da. Exact ce spuneam. În comparație cu alte case, atunci, la vremea asta, era o casă mare, dar nu ceva, un palat sau... Ăsta este livingul, celebrul living. Da, da, da. De servit masa. Da. Probabil după partida de vânătoare aici venea să relaxa. Unii spun, din poveștile auzite de mine, se știe că Ceaușescu nici nu mânca, atât de modest era. S-a așezat la masă, dar nu servea niciodată atunci când era în prezența a mai multor oameni. Da. Ce am uitat sau n-am uitat, urmează să vă spun, este că tot... Poveștile spun că dacă ar fi reușit să prindă drumul, aici ar fi dorit el să vină atunci când a fugit din București. Numai că a rătăcit drumul de intrare și nu a mai știut cum să ajungă. Da. Probabil că nici șoferul nu știa prea bine traseul și astfel a fost prins și dus spre Târgoviște.
Cine știe dacă ar fi ajuns aici, probabil că și scăpa cineva, îl salva de aici. În mijlocul pădurii nu era o vilă chiar foarte cunoscută, nu era la îndemâna tuturor, nu știau toți de existența ei. Da. Da. Și dus la București, îi cunoaștem, la Târgoviște îi cunoaștem. Știm cu toți. Toată povestea, da. Știm mai departe. Povestea, știm destinul, știm da. După aceea ce a urmat. A fost făcut odată cu zimbrăria? Cu... sau, mă rog. Nu cred că a fost, nu cred că are vreo legătură faptul că era zimbrăria acolo cu vila de protocol de aici. Ok. Nu. Zimbrăria la început, pe vremea lui Ceaușescu, nu era deschisă vizitării. Deci nu a fost nici într-un caz deschisă. Asta și pentru că eu, copilă fiind, știu că din poveștile bătrânilor nu aveam voie să vin spre Zimbri, pentru că în imediata vecinătate se află o unitate militară, se afla fabrica și încă este fabrica de armament de la Mija și știu că toți spuneau că nu avem voie să venim spre aici, că ar fi un depozit de armament în apropiere. Da. Deci a vizita această zimbrărie și acest loc nu era permis la vremea aia. Veneam așa, noi copii, dar până la un colț al gardului. Nu atât cât am mers noi. Nu. Nici într-un caz, la jumătatea drumului, practic, veneam. Da. Ca să... Și ne închipuiam noi cam cum ar fi Zimbru de Mare, că nu l-am văzut în copilărie de prea multe ori. Dar vedeam urme de... de copită, vedeam ce lăsa el în urmă, așa, vedeam urmă. Asta în afara gardului? Nu, peste gard. A, vă uitați peste gard și gata, am înțeles. Da, în afara gardului. Nu, garda a fost mereu în jurul zimbrăriei, nici nu erau atâția zimbri cât ar fi aici. Eu știu din poveștile bătrânilor mei că erau cam în jur de 7 exemplare de zimbri. Da, pe atâta... teren de pădure, era și greu să vezi zimbru, să vină să-l vezi tu. Da. Bun, deci aici avem holul. Aici e bucătăria. Bucătăria. Și sus sunt dormitoarele. E o cameră simplu, da. Da. Aici bucătăria. Să vedem ce reușim. Gata. Da. Hei, mă rog. Ieșe. Oh. Am reușit. Da. Micuță bucătăria, deci totul destul de discret așa. Discret. Acum, pentru vremurile astea, pare și modest și discret, chiar sărăcăcios ai putea să spui. Dar atunci, era destul de bine. Nu era ceva rău. Mai... Dacă vrei, urcăm sus, dacă nu... O, sus sunt dormitoarele, e ok, înțelegem. Da. Sus sunt dormitoarele, da. Ia, să-i sting lui Dan. Da. Bine, păi... Păi eu vă mulțumesc că ați venit aici. Aici... Nu știu dacă v-am spus eu vouă în particular, dar pe cameră vă spun acum, sunt locurile copilăriei mele. Ok. Aici am copilărit eu. Foarte drăguț. Și de asta am și vrut să vă aduc până aici. Și pentru că e ceva ce merită văzut, și pentru liniște, dar și pentru că aici m-a atras inima. Da. Să vă spun câte ceva. Deosebit. Păi în cazul ăsta mergem în oraș, că mai avem acolo câteva lucruri de filmat. Acolo. Și acolo facem și încheierea. Gata. Hai să mergem. La mici, 4 pași de primărie. Așa, se află? Se află o clădire foarte interesantă, ne spui tu despre clădire ce reprezintă. După care de-abia așteptăm să mergem și în fața primăriei. Acolo merge. Aveți acolo o zonă frumoasă, o mini-grădină botanică. Dar ajungem și acolo. Grădina publică a primăriei.
Dar așa, până atunci vom vorbi puțin despre Casa Ion Irimescu Cândești. Așa. Noi o numim și altfel, dar o să vă arăt puțin mai târziu de ce o numim, cum o numim noi. Așa. Această casă a aparținut, exact cum spuneam, lui Ion Irimescu Cândești, care a fost avocat și om politic. El a cochetat un pic și cu arta de a scrie. A avut colaborări cu ceva reviste pe aici, cu Viitorul Dâmboviței sau Știința, se mai numea un ziar, și chiar a scris și o piesă de teatru. Așa. Intitulată Jerfa. Ce interesant este că a prefațat-o Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Deci da, e o personalitate a vremurilor acelea, i-a prefațat această piesă de teatru. Piesa s-a numit Jerfa. Probabil undeva știa el că o să aibă ceva jerfe de dăruit vieții. Istoria spune despre avocatul Irimescu Cândești că ar fi avut doi copii. Unii ar spune, o fericire. Da. Ci că fata atât de urâtă încât o povestește și istoria o consemnează. Urâtă și încrezută. Și norocul încrezutului că se mărită de vreme și pleacă de aici. Ok. Da? Băiatul, la fel de încrezut, se credea mare deștept, inteligent, atât de inteligent că n-a reușit să intre la medicină. Probabil că și destul de greu la vremea aia nu se intra așa. Da. Nici acum nu se intră chiar foarte ușor, dar atunci mai greu decât acum, reușește să facă o școală pe la Berlin. Da. Semnele Doamnei. Semnele Doamnei. Casa este construită de către un italian și ce este cel mai interesant, vreau să vă arăt acum. Hai să vedem. Pentru că ea are niște semnele zodiacale. Da. Își poartă prin vremuri zodiile casa, iar aceste 12 bazoreliefuri, istoria lor a murit odată cu arhitectului, odată cu arhitectul a murit și povestea lor sau cu a proprietarului de casă, pentru că nu se știe exact ce au însemnat. Unii spun că cel care a construit-o a fost inspirat de catedrala de la Parma, absolvind studiile la Universitatea din Parma. Alții ar spune, nu este exclus faptul că ar fi făcut parte din masonerie. Se știe exact că zodiile sunt specifice, semnele specifice masoneriei. La fel și despre ceas, nu se știe exact. Dar putem spune sau putem nuanța așa o poveste că ar fi un ceas solar. El indică ora 12 și 7 minute. De ce? Nu vom afla. Încă nu se misterul, știe. Misterul s-a dus odată cu dispariția celor doi. Frumusețea ei însă rămâne neschimbată, iar da, acum este sediu administrativ al primăriei. Okay. Mergem și vorbim despre primărie. Hai în fața primăriei. Pentru că și asta e o construcție cu poveste. Da. Am ajuns în fața primăriei. Așa. Un frumos exponat și reprezentativ, da, pentru orașul nostru. Da. Putem începe cu istoria ei. După crearea istoriei moderne de la Alexandru Ioan Cuza, primăria din Târgoviște nu a avut așa un sediu și a funcționat în niște clădiri închiriate de la doi negustori de aici. Până la un moment dat, când se pune problema construirii acestei primării, s-a luat în vedere construcția ei undeva lângă Stelea. Da. Și se punea problema ca acolo să fie și poliția și pompierii în același sediu. În același sediu, să funcționeze primăria, poliția și pompierii. Numai că terenul nu a putut fi achiziționat și astfel s-a și renunțat la această idee. Da. La 1886, primarul de atunci ia un împrumut
de niște bănuți și ia în calcul exact asta, construirea primăriei, vrea să amenajeze, să toarne un trotuar în jurul primăriei, să amenajeze această grădină publică, să lege bulevardul de gară, deci din același împrumut, să construiască prăvălii în târgul săptămânal și chiar de asta să se ocupă. Și uite așa începe în 1887 semnarea contractului cu arhitectul italian Giovanni Baltazar Vignoza pentru construcția acestei clădiri. Un an mai târziu, în 1897, se și vede scris acolo, primăria este terminată, deci este finisată, dar lucrările continuă la primărie pentru amenajarea în interior, pentru zugrăvire, pentru montarea sobelor, pentru mobilier, dar ea a fost ridicată, terminată în 1897. Cel care zugrăvește primăria, de exemplu, și este interesant de văzut înăuntru, altă dată poate tragem o vizită și acolo. Exact. Da, este Iosif Tendel din București. Povestim ceva fixă. Și de ceas. A, nu. Da. E ora fixă, nu? Sau cum e? Dă din sfert în sfert de oră. A, ok, bine. Așa, povestim imediat și despre ceas, da. Că tot ne-a anunțat prezența. Iosif Tendel este cel care zugrăvește primăria în uleiuri și chiar în apă cu clei. Ce este interesant că fiecare încăpere are propriul model. Da. Și acum se mai păstrează fiecare încăpere cu propriul model și propria culoare. Da. Jos în primărie, așa a fost concepută, să fie biroul arhitectului, biroul contabilului, biroul șefului metric, funcționarului public. Iar sus, întotdeauna, a stă fost primarul și sala, un accent deosebit, s-a pus pe sala de ședințe și chibzuiri, se numea ea atunci. Da. Da? Și acum ar putea fi denumită la fel, noi o numim acum sala Florentina. Da. Care este, are o pictură deosebită și o zugrăveală deosebită. Data viitoare mergem și acolo. Da. Așadar, această clădire a fost construită în 2 ani, de la 1886 până la 1896 până la 1898, da. Dar cu totul, ea a fost acolo, scrie 97, dar doar ridicată de către Giovanni Baltazar Vignoza, așa, și este construită după modelul palatelor comunale de la sfârșitul secolului XIX din nordul Italiei. Da. Se aseamănă mult cu cele de acolo. Interesant este ceasul, că despre așa. Ceas vorbeam. Ceasul care și astăzi păstrează cadranul și limbile originale, deci mecanismele sunt originale. Wow. Da, și încă funcționează. Și el, după cum vedeți, este încadrat între doi grifoni de zinc. Da. Acești grifoni semnifică autoritatea. Da. Aici stă autoritatea publică a orașului. Da, da. Și un ceas de genul acela care să funcționeze și azi e un mare lucru. Da, da, da. Da. Probabil au mai fost înlocuite piese, dar cadranul și limbile sunt cele originale. Grădina publică este asta de atunci, probabil s-a mai modificat între timp și s-a mai lărgit. În anii noștri, 1972, nu zic greșit, dacă zic greșit mă tai, așa, mă spun sau după în aia, anii 70. În anii 70 a fost montat bustul lui Ion Heliade Rădulescu aici. Putem în, să mergem pe aici să da, da, și da, vedem? Da, aici e duminică, copiii se distrează, se joacă. Da, 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 timp de relaxare. Da. Și pentru asta a fost făcut. Este orașul centrul Târgoviștei este, a fost, este și va rămâne practic inima orașului, locul unde pulsează viața, locul de divertisment, de diner, de entertainment, orice aici. Nu, nu putem să nu observăm faptul că aveți și stați foarte bine la capitolul curățenie, aveți centrul vechi care
În care găsim niște clădiri vechi și vechi. Cu... clădiri de secol 19, început de secol 20, care da. Încă se mai păstrează. Da. Pot să spun atât, centrul vechi este printre puținele centre vechi din țară care au scăpat de procesul ăla de demolare a lui Ceaușescu, care dărâma tot. De Craiova, Brăila, Botoșani, au mai scăpat. Da. Au mai scăpat câteva, printre care și al nostru. Loc de film și de poveste. Da. Da. Că s-au exact. Turnat niște filme. S-au turnat un film aici. Și două la gară. Și două la gară, așa. Da. Aici s-a turnat o scenă din pe aici. Astă seară dansăm în familie, da. Iar la gară s-a turnat Ecaterina Teodoroiu și pe aici nu se trece. Da. Filme istorice acolo. Aici mai mult așa comedii. Da. Comedii, da. Loc de promenadă, ca și acum, a fost dintotdeauna. Tinerii mergeau pe o parte și se întorceau pe partea cealaltă. Loc de întâlniri, loc de serenade, de îndrăgosteli, de despărțiri. Da. Dintotdeauna a fost la fel. Dar era celebru, în primul rând, pentru că aici pulsa viața, aici trăiau oamenii înstăriți. Își aveau casele în centru vechi, negustori, meșteri fotografi, artiști fotografi, artiști de film, actori, cei mai înstăriți, farmaciști. De exemplu, Tony Bulandra își avea casa aici, da. Mama lui avea la parterul casei, că fiecare avea casă sus, jos, erau toți comercianți, toți da. Se întrețineau de ceva. Prăvălii, da. Exact. Mama lui deținea un magazin de coloniale. Da. Alexandru Stark, celebrul ziarist, a avut casa aici. Mama lui avea de la parter o farmacie. Da. Da, erau multe farmacii. Centrul vechi și zona asta de negustorime de aici era celebră în toată Muntenia pentru produsele de patiserie. Se spune că se exportau chiar și spre București. E, acum noi, distanța prea mare nu este, dar imaginează-ți cum ai duce tu un pateu cald cu trăsura la București. Deci nu prea se putea. Se putea doar dacă se reîncălzea acolo. Și nu prea se putea. Da. Uite, aici în față, acolo unde vedem pe Brâncoveanu, da, pe era, era o berărie celebră, berăria lui Filip Tomescu. Mai puțin celebră decât berăria lui Iorgu Lăzărescu, da. Dar la fel de cunoscută și la fel de populată. Acolo, în berăria asta, atunci când era vară și oamenii veneau să bea o bere, erau scoase ca acum mese în fața prăvăliei, ca toată lumea să fie servită și se serveau covrici sărați, se serveau alune zise americane. Sau se serveau niște pești uscați și sărați numiți țâri. Ia uzi. Și era scris așa, se vedea mare, scris pe perete, bere la halbă, 7 lei. Cam scumpă și atunci, ce-i drept. Da. Da. Deasupra stătea Filip Tomescu, de unde privea întotdeauna adică la bunul... Adică la mansardă acolo sus? Da, nu, deasupra al restaurantului, okay. Și aveau ei casele, da. Și acolo locuia el. Și de unde privea, se spune că privea la bunul mers al lucrurilor, să da. Vadă cum pulsează. Această berărie, bineînțeles că se afla la mare concurență cu berăria lui taica Iorgu, Iorgu Lăzărescu. O să mergem imediat să vă arăt că este pe partea cealaltă. Da. Așa, Iorgu Lăzărescu, care a fost ucenic la Bragadiru, chiar ucenicul domnului Bragadiru, fabrica... De pe vremea aia era cofetărie și fabrică de spirturi. Vine el și își deschide la Târgoviște această berărie, care era cea mai deștaif și cea mai renumită. La scurt timp devine sală de prezidiu și sală de conferințe pentru toate evenimentele din orașul nostru. Multă lume a vizitat berăria, de la inclusiv regele Carol I și cu principele Ferdinand, au luat masa la... Era cel mai luxos loc din oraș. Da. Au luat masa acolo. Ion Luca Caragiale,
a venit de multe ori la această... Uite, interesant cu Ion Luca Caragiale, într-una din vizitele lui pe aici. Da. Că pe când el vino era... mai aproape, vino mai aproape. Pe când el era să în campanie... Să ne vezi și nouă fățucile. Da. Pe când el era în campanie electorală, că se scrisese în Partidul Conservator, vine la Iorgu Lăzărescu, taica Iorgu, cum îi mai spuneau, și adversarii politici îl iau la bătaie cu ouă stricate, cu roșii, cu varză murată. A tras o sperietură, l-a salvat de acolo, l-a scos din acea berărie fiul lui Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Da. E, tot din o scrisoare pierdută este inspirată din poveștile locului, ci că prefectul județului Dâmbovița, domnul Costovici, ar fi fost înșelat de soția dumnealui cu un iubițel mai tinerel. Uite, așa s-a inspirat. Complicat. Complicat, da, dar nu complicat. Nu? Nu. Vremuri vechi, obiceiuri noi, nu știu, da. Sau invers, aceleași obiceiuri. Sunt și astăzi. Se mai nu neapărat la nivel, dar poveștile sunt aceleași. Da. Centrul vechi și Târgoviște a fost vizitată de mai multe personalități. V-am spus, Carol I vine în vizită, Ferdinand vine în vizită, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu vine în vizită. Mihai Eminescu vine cu trupa de teatru al lui Iorgu Caragiale la 17 ani, pe când el era suflor atunci. Și merge în vizită la curtea domnească și așa impresionat a fost că l-a inspirat și a scris Epigonii. Știi versul din... strofa din Epigonii, cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în Zmintiți și în Mișei? Da. De aici vine. De acolo a venit inspirația. De acolo da. I-a venit inspirația, da. George Enescu vine la Târgoviște și susține două concerte caritabile pentru a strânge fondurile necesare de construirea acoperișului Bisericii Sfinții Împărați. Da. Deci Târgoviștea este de-a lungul timpului vizitată de personalități. Unele s-au născut aici, unele altele au venit în vizită, altele au venit și au rămas, probabil. Da, sigur că da, sigur că da. Da. Și nu putem să nu observăm că aveți un centru vibrant, adică... Da, vibrează fie vară, fie iarnă. Iată ce mișcare e, da. Tinerii, aveți terase, aveți restaurante. Restaurante. Întotdeauna a fost un loc de promenadă, practic, și de întâlniri. Deci poți să vii într-o zi, să vezi câteva muzee. Pe canal avem o listă cu foarte multe muzee. Aveți multe muzee? Da, multe. Destul de multe. De toate genurile. Da. Unele unice. Le-am vizitat astăzi. Da. Muzeul Romanței este un muzeu unic în țară. Muzeul de poliție este un muzeu unic în țară. Da. Muzeul Evoluției Omului și al Tehnologiei în Paleolitic. Da. Plus alte case memoriale care, bineînțeles că sunt unice din moment ce oamenii aici s-au născut și aici au trăit. Astea au fost casele lor. Dar avem muzeul execuției cuplului Ceaușescu. Da, exact. Așa și ăla. Deci poți să vii într-o zi să te plimbi prin câteva muzee și apoi după amiază să stai să te relaxezi. Să te relaxezi, să vorbești de ce ai văzut, să asculți o muzică. Să faci practic un inventar al zilei. Da, noi suntem impresionați. Haideți să mergem spre berăria lui Iorgu Lăzărescu. Da. Și ce să vă mai spun eu acolo, când o să ajungem, o să luăm un cadru, două, trei, câte vreți voi să luați. Deci în 1906 deschide această berărie. Până spre și pe la 1910 el achiziționează de la München un aparat de proiectare de film. Okay. Și sala principală unde se servea bere Sleeping Car, produsă la berăria de la Bragadiru. Da. Așa. Ce denumire. Da, Sleeping Car. Era celebră. Sala aceea devine o sală de proiecție de film. Okay. Iar pe vremea lui Ceaușescu se transformă cu totul în cinema, Cinema Victoria. Să mergem să vedem. Mergem acolo. Înainte de acolo... pentru vremurile alea, bineînțeles că erau și pasionați de plăceri. Așa. Și aceștia puteau veni aici. Da. Le găseam aceste, cum să le numim? Domnișoare? Domnișoare, da, dar erau organizate. Se numea
era bordelul Cocoșul Negru sau Pisica Neagră, care erau bordelul de lux pentru oameni cu dare de, de seamă. Iar pentru cei mai puțini avuți, pentru soldați, pentru oamenii de rând, se mergea la Coana Floarea sau la Coana, la Coana Mare. Și acolo le plăcea să meargă, pentru că fetele erau curate și îngrijite și frumoase pe deasupra. Da, da. Dar totul cu vederea pe interior de data asta. Pe spate. Pe spate, da. Da. Bine. Ne-am apropiat de Berăria și ultimul punct din acest peripliu, din această plimbare. Este acolo vis-a-vis, o să punem cadre pe filmare. Așa. Acum spune-ne, ce e cu ea? După cum am spus, Berărie, după aceea Cinematograf, iar acum s-a transformat, au renovat-o, restaurat-o, da. Ajunsese și ea ca orice alt monument din jurul centrului vechi de pe vremea când Ceaușescu chiar asta își dorea să-l și dărâme, da. Ajunsese în paragină, a fost restaurat, iar acum este aula universității și are, este un restaurant cu circuit închis pentru studenți și pentru cadrele universitare. Da. Și cam atât cu, cu istoria, și cu istoria lor, da. Scurta istorie, că lunga istorie... Mai lăsăm și pe data viitoare. Cine știe ce mai descoperim. Ok, ok. Da. Bine, noi îți mulțumim tare mult. Cu mare pentru, drag, eu vă mai aștept. Pentru că ne-ai fost gazdă și sperăm că v-a plăcut. Veniți să vizitați, nouă ne-a plăcut. O să mai stăm, să mai bem o cafea sau ceva și să mâncăm, bineînțeles, pentru că ne place. Mulțumesc frumos. Vă și mai aștept și data viitoare. Pa, pa. Pa.